Te văd, aia, Costini. Ce faci, mă? Dormi? Ce ai acolo? Ce încărcătură ai? Dormi și eu puțin. Ce treabă ai cu mine? Mere din care se fac se face oțet din merele mele. A, din al meu din merele mele se face rachiu de mere. Da? Bine, atunci să-mi zici și unde le duci dacă se face rachiu. A, bine, mă, bine. Hai să vedem, colegul. Dă-i zi. Păi zi unde duci merele. Vii, mă, sau ce faci? Stai, pic, eu nu știu să plec de pe loc. Nu, ce fane, hai odată, că stă lumea după noi. Da, am frâna de mână, stai un pic. Bun. Uite-l, bă, de-abia acum pleacă. 3 zile i-a luat. Hai de capul meu. Stai, Costine, că eu am încărcătură mare, periculoasă aici. Ia vezi-mă pe contrasens direct. Câte mere transportăm, ia să vedem. Deci mergem la Constanța. Cu mere, 20 de tone de mere, nocivane, dacă vrei să facem o plăcintă de mere, să mă anunți. Ba nu, țineți că eu fac rachiu. Rachiu de mere, nocivane! În spate, în remorca, acolo, unde faci? Da, păi bine. Am oameni care lucrează în remorca mea, acolo. Uuu, vezi că nocivanul are remorci, mă! Bun, deci noi mergem acum spre mare, nu? Da, mergem la mare să spălăm merele. A, ok. În apă. Apă sărată, de mare. Da, mă, da. Bă, mi-era dor de un etice, sincer, așa. Bă, un convoi, mie. Să se răstoarne Costin în 2 secunde imediat. Cine se răstoarnă, mă, vezi că te aștept și te răstorn eu pe tine, fii atent ce-ți fac. Fă-i de capul, ba, curbă periculoasă. Bă, ok, nu, ceva, ok, îmi place despre tine. Ai semnalizat, mă, când ai făcut stânga aici? Da, mă, uite, fii atent, te uiți? Ia. Că semnalizez? Ia uite. Stai pic, eu eram în neutru. Nu mă interesează, eu semnalizez acum. Okay. Bă, intrăm frumos, semnalizăm și ieșirea din sensul giratoriu. Bă, sunt șofer de duminică, bă. Știi care e problema la mine? Eu n-o să mai semnalizez, pentru că dacă semnalizez, eu schimb și treapta de viteză pe semnalizare. M-am uitat după tine și m-am bușit. Bă, dar ți se pare normal să faci de astea? Stai un pic, era să dărâm birou. Se pare normal. Doamne ferește, bă, m-am speriat, Costine, mă. Ce faci? Accidente deja. M-am bușit din cauza ta, lasă-mă în pace. Chiar ești șofer de duminică. Bă, da, dar duminica și lunea, vezi că se conduce frumos. Mă, intrăm pe autostradă, nocivane. E tot în regulă. Vreau să știu aici. Ce porți tu acum, în momentul ăsta. Un tricou de Crăciun. Cu nocivano? Bă, chiar nu. Că și eu port mărciu. Da, mă, ba, da. E mărciu meu, ăsta nu-i mărciu tău, că ideea e că stă pe mine, da? Așa că te rog frumos. Deci nu mă interesează. Mamă, ce accident era să fac. Ce-ai făcut, mă? S-a băgat unul cu tirul de pe banda... De pe banda mea s-o băga pe banda 2 sănși în loc. S-a luat de tine, mă bag în fața lui. Dă-i, dă-i. Mă bag în fața lui, mă. Vezi că-l facem sandwich. Îi pun frână. S-o dus pe banda 1? Bun. Fii atent la mine. Nu. Boom! Dar tu chiar l-ai bușit? Da. Bă, ai făcut accident! Stai un pic să dăm aici în marșalier, frumos. Mă, Civane, ești în regulă? Ai pățit ceva? Bă, eu da, dar ăsta, nu știu ce să mai zic despre el. Eu mă pun pe banda de urgență, bă, că mi-e frică. N-are treabă. Ia trece pe lângă tine. Uite-te dacă e bușit în spate. Chiar vreau să-l văd dacă e bușit. Ia stai așa, mă opresc. Mamă, s-a mai băgat și o mașină. Ia, mă, Mercedes! N-are nimic, bă! Aaa, frumos. Fii atent că nici nu mi-o da minus. Nu știu cum de, dar... Ce-i făcut? Nu știu. Suntem invincibili, apare. Ba, nu. Da-te-mă, stai, mă, să intru și eu pe drum. Bă, l-am luat pe unul. Mergem că... cursă. Deci l-am luat pe unul. Bă. N-am vrut, pe cuvântul meu, mă uitam în oglindă și nu mergem. Din cauza ta l-am luat pe unul de pe banda 2. Nocivane, fii atent că... Nu, bă, gata, am glumit. Deci fii atent, din cauza ta l-am luat pe unul, l-am acroșat de săracul, are mașina praf. Nocivane, facem cursă? Hai să vedem, bă, cine ajunge primul cel pune mai șmecher? Pune puțin frână, hai. Nu, mă, eu îi dau. N-ai tu pe să pui frână. Hai, mă, să punem frână și îi dăm. Deci tu te pui pe banda 2, da? Bine, mă, fii atent. Stai că mi-o frânează mâine. Gata. Stai că vine un pic mai în față. Stai. Cu camioanele ilegale, bă. Curse cu merele, nocivane. Deci dacă merele astea mai ajung la mare, mergi și tu un pic mai în față. Puțin de tot. Okay. Zic eu, dă-i, mai dă-i. Dă-i, mă, că nu-i bine. Ba da, mă, gata. Nu-i bine, mă, că eu mă uit. Suntem oglindă, a, mă. Bine, da, hai acum, hai. Ești gata? Hai. 3, 2, 1 și... Îmi pleca. Ba, mea nu pleacă, ce bă! Ce plecare e asta, mă? Hai, Costine, ce să-ți fac? Cum nu e, vreau pleca primul? Ce să-ți fac, Costine, asta este dacă nu te duce, nu te duce hârbu. Hârbu? Ia, nici nu știu, ia să vedem. Pe volan îți scrie, cum adică nu știi? A, Volvo, da. Volvo are și el, ok. Bă, ia nu te băga, dă-te! Bă, te dărâm!
Da. Bă, te dărâm, bă! 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 Bă, bă, golanule! Stai! Golanule, care ești, golan? Ați văzut ce-mi face, mă? Uitam de altă perspectivă și era să fac mare accident. Bă, tu pe unde ai luat-o, mă? Dă-te, mă, la o parte, mă. Mă, îi fac schema, fiți arins dacă nu-i fac schema. Să aveți de nu se răstoarnă aici, îi Costin. Fac schema. Îi fac schema, deci, nu-și vânească. În 10 secunde o să zică... Bă, nu mă răstorn. M-am răsturnat. Eu nu mă răstorn niciodată, Nocivane. Dă-te. Te duci, mă! Ai și drum! Cum să greșesc, mă, drumul, mă, uite-te. Nu pe acolo, în față trebuie să mergem. Cum, mă, pe mie mi-arată clar că pe aici. Tu vorbești serios? Da. Eu trebuie să merg înainte, despre ce vorbești? Mă, ce curs avem. Stai un pic, pune frâna, unde ești? Sigur, apasă M. Tot acolo, așa. Și zi-mi unde trebuie să mergi. Deci, fii atent, așa, bun. Eu trebuie să merg la Constanța, tu unde trebuie să mergi? Stai un pic, cum pun harta mare de tot? Stai că nu-i bine, așa. Ai, pe tab, așa. Păi da, unde și eu tot în Constanța. Așa. Da. Te bagă prin Călăraș să ocolești? Da. De ce? Nu știu. Păi nu, ce fari, e treaba ta, nu știu cum să zic. Păi dar nu-i, bă, cinstit. Fii atent că te aștept la ieșire din Călăraș, haide. Hai să te văd. Dacă ești mă, că, de fapt nu cred că pot să mai întorc aici. Bine, mă, ba, hai, mă aștepți acolo și dăm. Cred că o să poți. Dăm, da, de acolo cursa. Păi da, bine, mă. Pe mine m-a scos de pe autostradă și puteam să merg. Da, mă, da. Bă, ia cu de-astea acum, că m-a scos, că nu știu ce. Te-ai scos singur, nu, ceva, ne-ți că greșești drumul. Bă, deci ideea e că noi am resetat de 1 milion de ori harta. Bă, și că clientul așteaptă marfa repede, în fine. Am tot resetat și nu știu ce s-a întâmplat. Poate am apăsat eu ceva greșit, știi, și mă bagă prin Călăraș acum. Bă, mi-a pornit muzica, cum opresc muzica? Bă, habar n-am. What? Nu știu, ușesc pe unul, bă. Gata, colegul, bă, dar mă aștepți, nu faci de-astea. Era să-l bușesc pe unul rău de tot, Nocivane. Nu faci nasoale, da? Băi, eu sper să te aștept, dar... Stai că mă asigur și eu aici, bun. Mai am de mers până... Putem face până dreapta, lejer. Mamă, Nocivane, fii atent că dau drumul la farurile alea puternice. Cine-i din Călăraș, vreau să știu? Eu. A, da? Eu, da, nu știi? Bă, cum pornesc eu farurile? Pe H, pe L. Băi, nu mă, că am apăsat pe L, dar nu se... A, probabil nu se vede, că încă nu e atât nu de noapte. Nu prea se vede, da, că e așa cu așa, știi? Da, mă, da. Mai am mă până unde trebuie să-l aștept. Băi, eu cred că pe aici tu poți să te urci înapoi pe autostradă. Păi clar pot, că m-am uitat. Asta. Deci pe mine mă ocolește, dar nu înțeleg de ce. Nu înțeleg care e sensul. Nică. Uite, tu ai ajuns deja, mamă, și cât mai am eu, Doamne. Ce vrei să-ți fac, Nocivane, dacă da, fii atent, eu trebuie să opresc aici, mă, la 1. Am o oprire. Vorbesc serios? Zi, mă. Serios, fii atent, că mi-arată unul aici. Sau am pus eu, ca un nu ce sunt. Cred că ai pus tu, mă. Da, m-am apăsat pe hartă eu. Și-a pus singur de la să se oprească. Am ieșit din Răzvani. Ok. Există comuna Răzvani? Și acolo locuiesc doar Răzvani? Am intrat în Călăraș. Cred că da, bă. Sper că nu-i cu amenzi și cu din astea. A, nu, deloc, nu ceva, ne deloc. Că eu am 84 în Călăraș, la oră. N-ai treabă, mă, mergi cu viteză ca să fie treaba bună. Hai că-i dau, îi dau torpilă. Mâine la mine. Bun venit la Călăraș. Bine v-am găsit, călărășenilor. Bine v-am negăsit. Călărășeni se numesc cu oamenii care locuiesc în Călăraș, nu? Călăreți. Călăreți, bă. Da. Ok, stai că trebuie să intru într-un giratoriu. Știți giratoriul ăsta? Cei din Călăraș? Da. Eu nu știu. Stai un pic că trebuie să mă asigur aici că intru în giratoriu, frumos. O, domnul giratoriu. Drumuri bune, drumuri bune. Ok, facem mai stânga, bă, dă prioritate, bă, în giratoriu. Uite, mă, că trebuie să-i dau eu prioritate. Păi, dar cum să nu-i dai, mă, era vina lui, a spart ceva. Sunt acolo, în mijlocul giratoriului și așa. Trebuie să dau prioritate în timp ce sunt... Bă, dar voi sunteți... Bă, dar nu mai fiți animale. Ce ai, mă, cu ei, mă? Oțel impecabil. Este oțel impecabil în Călăraș? Da. Deci, Costine... Nu am faruri. Eu ți-am zis să ți le pui, tu n-ai vrut. Bun, hai că mai am doar 43 de ani lucrători până la tine. Tu mă vezi pe hartă unde sunt, nu? Bă, stai așa să mă uit acum. Chiar te văd, bă, de ce ți-a trebuit ție să ocolești? Bă, 500 de ani lumină. Am pus un waypoint fără să vreau.
Mai am puțin, Coștini. Ce mai ai, mă, că nu... Am ieșit din Borcea și fac cea mai nebună depășire ever. În pantă, depășesc un tir pe contrasens, pe linie continuă. Nu, ce bani te fă pe hartă, dar nu cred că vii unde trebuie, gen. Cum, mă, nu vin unde trebuie? Stai un pic că... Nu știu, cum muști tu pe autostradă? E bine, mă, e bine, doar că trebuie să fac aici... Ești pe deasupra mea! Păi da, și acum facem stânga și intrăm frumos. Stai că nu pot să-l depășesc pe ăsta. Ce stânga facem, mă? Așteaptă-mă că-i șerpuială aici. 3 zile și 4 nopți durează până vine el, bă! Bă, șarpe miu, e șerpuială aici, înțelege? Ok. Bun, facem aici o stânga din aia nebună. Stânga? No, ne mai asigurăm. Bă, ai Tesla în spate? Două Tesla. Yo, către apus mă duc, Costine. Bă, lasă-l, bă. Lasă-l în pace. Are curbă periculoasă, curbă periculoasă. Eu nu știu dacă mai ajung, întreg. Bă, dacă te răstorni, să-mi zici să vin să-ți fur merele. Măcar să faci o poză de thumbnail dacă mă răstorn, nu? Nu, dar să-ți fur merele, gen, că eu chiar mănânc mere puține. Și... Mamă, nu pot să cred că am luat-o pe drumul corect, bă, acum. Apropo, noi am dat un test înainte și Costin s-a răsturnat. Poate pun chiar faza aia doar când s-a răsturnat. Nu recunosc. Mă, să am și eu un titlu, să am și eu un clickbait. Nu am făcut eu nimic, tu o să te răsturni primul în viață, fii atent. No, se poate, nu există. Deci dacă mă bag în tine cu viteza melcului turbat, ce zici? O să ne răsturnăm amândoi și am chinuit degeaba. Bun, Nocivare, să știi că din momentul ăsta accelerez, nu mai stau la discuții, gata. Bine, mă, hai să vedem cine ajunge primul, hai. Nu, hai să ne punem aici să ocupăm banda. Dă-i, că vin cu viteză. Dă-i. Mamă, câte... Mamă, vine cu viteză. Mamă, accidentul. Eu nu trec aici, nu trec. Bă. S-a răsturnat! Bă, de ce ai pus frână? S-a răsturnat! De frică, m-am speriat! M-am panicat, Nocivane! Îmi tremură volanul. Nocivane? Crezi că îți tremură... Bă, dar vezi că cred că poți să te întorci, gen. Cum? Nu știu, ia stai așa. Stai că dau cu spatele, să te văd mai bine. Ele, mă? Drumuri bune, colegu. Drumuri bune, colegu. Păi dai și tu pe 2 și mă vezi perfect. Păi te văd, dar... Nu mai te salvezi, gata, ești gata. Mă, Nocivane! Ce să mă mai salvez, mă? Ești frumușel tu așa, vrei să te mint? Bă, dar de ce ești animal, mă? De ce rămâi blocat pe banda întâi? De ce oprești pe banda întâi? Dar nu m-am oprit! Cum nu te-ai oprit? Erai oprit pur și simplu! Ai intrat în mine! Ești animal! Auzi, mă, știi ceva? Ce fac acum? Știi vorba aia? Cine pupă în spate plătește, da? Așa că hai să-mi dai asigurarea la camion și mai lasă-mă în pace, mă! Ia auzi la el! Ce se întâmplă? Se mișcă camionul? Hai, întoarce roțile, întoarce! Ce se întoarcă, mă? Așa, dă-i! Du-te, bă, că nu cred! Nu! Mă, trebuie să mă împingi tu din spate sau ceva! Da, dar nu prea am cum să vin să te împing din spate, stai că încerc, dar nu știu dacă pot. Am blocat tot traficul, ia vezi acum! Încerc să te deblochez, fii atent! Câta coada! Fii atent, chiar încerc să te deblochez! Deci ești regele, dacă tu mă scoți de aici... Stai, mi-am luat amendă, bă! Dar nu ai voie să mergi cu spatele pe autostradă. Nu, l-am bușit pe unul și mi-a dat amendă. Bă, în față trebuie, așa. Fii atent, Nocivane, că te scoate aici! N-amă! Mersi, m-ai scos! Nu? Bă, apasă pe T și scoate remorca! Mă, las-o! Păi da, mă, dar scoate remorca! Păi și ce fac? Ce mai duc eu? Păi te salvezi tu! Mă, trebuie să dăm... Lasă-mă încărcătura! Sună-mă la pompieri să te scoate de aici! Cum? Te-am scos, mă? M-ai scos! Sună, apasă pe F7! Ok. Și sună la pompieri să te ia de aici! F7... Păi și cum dau aici? Enter. Tractare până la service, reglări ale vehiculului. Și ce dau, tractare? Păi nu știu, ce înseamnă reglări? Păi nu știu, bă. Păi ia, vezi, poate te reglează pe drum. Nu, ajustare, oglinzi și de-astea, nu. Bun. Păi atunci... Tractare, 2000. $2000 m-a costat. Ai dat toți banii, Nocivane, bun. Și acum, mă, chiar sunt curios, unde l-a dus, mă, ia. Unde l-o fi dus? Și eu sunt curios. Te-a dus înapoi în Călăraș? Te-a dus înapoi 100.000 de ani! Nocivane, te-a dat în Mexic pe tine! Îl vedeți pe hartă unde e stânga acolo? Nu cred! Și când vreau să plec, știi ce zice? Vehicul cu defecțiuni. Nocivane, cred că ai un vehicul cu defecțiuni, gen. Ți-ai bătut joc, pur și simplu, ți-ai bătut. Nu tu. Nocivane, deci era altcineva care avea numele meu, era, deci fii atent, era un om care seamănă cu mine.
conducea un camion care seamănă cu camionul meu. Ți-a pus frână în față, nu, Civane? Cum bă să-mi pui frână în față, animalule? Dar nu eram eu, era omul ăla. Bă, cât de animal să fii să trec prin Călăraș, să mă chinui, să-mi distrug viața. Te-am pus eu... Bă, dar cine te-a pus să vii cu viteza aia, acum zi sincer? Dar era concurs, era cursă. Era cursă dacă plecăm amândoi în același timp, dar după dacă ai început cu chestii... N-am mai luat o contravenție. Dă-i mă tare și mă aștepți acolo la final și terminăm cursa asta. Știi unde te aștept? Te aștept fix la finish-ul finish-ului, Nocivane. Zi-mi o poveste că mă enervez deja. Deci fii atent, eu sunt șofer de camion de 5 ani de zile. Și știi care a fost cea mai amuzantă chestie pe care am văzut-o eu ca în viața mea de șofer de camion? Ia. Faptul că a venit unul din Călăraș. Wow. Bă, deci știi cum a venit omul? Bă, avea Ferrari, nu știu cât avea, 80, 60, 70, 80. Bă, chiar avea mult, era maxim pur și simplu. Maxim 500 la oră, cred că avea. Bă, și știți cum a făcut, mă? Am luat și un giratoriu ăsta. A venit direct și, bă, mie mi-a venit un câine, mi-a sărit un câine pe autostradă. Bă, poliția! Bă, ceva de poliția a venit da, după tine! Dar de te-ar aresta, de te-ar băga la nimeni, Bălăceanca. Nu mai e nimeni, hai că eu mă duc să parchez ăsta și mai vorbim noi dacă e. Doamne, bă, deci câți nervi mi-au făcut. Vehicul cu defect, mi s-o... Bă, mi s-o opri motorul în timpul mersului, tu ești nebun. Bă, da, bravo, e bine. Costine, eu nu mai ajung cu tirul ăsta. Lasă-mă că n-are nimic. Doamne. Deci eu nu mai ajung cu tirul ăsta. Mergem frumos, luăm toate amenziile din lume, pentru că îmi dă contravenție că nu dorm, dar să sperăm că ajungem. Tu ai ajuns, Coștinii? Bă, chiar îți dau amendă că nu dormi? Da, tot că ce 80, odată la 10 km. Și mie mi-e somn, dar nu m-a luat cu amenzi cu de-astea. Încă, m-am obosit mai repede, păi m-am răsturnat, m-am dus la service. Bun. Bă, dorm la volan, uite-te și tu, mi se întunecă privirea, what? Bă, Nocivane, bea o cafea, fă ceva! Deci mai am 5-4 de kilometri, uite, adormire! Nu, o să facem accident. M-am băgat! Mamă, l-am făcut praf pe unul. Incredibil. Bă, dar nu știam că există chestia asta, e update, nu? Că nu era. Bă, era, dar dacă tu nu prea dormi la volan, asta e problema, că nu știi. Doamne, iartă-mă, bă, ți se ia filmul așa și nu mai știi ce se întâmplă. Tare, tare faza asta. Bine, nu-i tare ca dorm la volan, dar e tare că e implementată în joc. Da. Mai am 39 de kilometri, Coștinii. A, da, dacă vă întrebați de ce e zi, este zi din cauza faptului că am ieșit din convoi, că nu știu ce s-a întâmplat și, nu știu, am intrat eu și practic au continuat de acolo, dar e altă oră. N-ați înțeles nimic, știu. Ok, mai avem 5 kilometri, să sperăm că nu mai adormim. Acum vorbeam cu Costin că practic în momentul în care adormi, nu mai poți controla volanul, că logic, dormi. Tare implementarea asta. Nu mai dormi, mă. Bă, iar am adormit. Bă, înțeles să nu mai dormi. Ultimii 5 km, dacă mă răstorn, mamă, și fii atent cât m-a ținut. Bagă și 10 secunde. Doamne. Trebuia să mă opresc să dorm undeva, așa era normal, dar... Un kilometru mai am. Bravo, bravo. Și acum fii atent să adorm, să mă bag în primul bloc. Fix aici, la intrare. Oricum nu-ți dă bani pe transportul ăla, cât ai făcut. Păi sunt pe minus 9800 momentan. E bine, nu ce bani. Ai, ai, ai. Bun, intrăm aici frumos. Ia să vedem pe dreapta. Drumuri bune, colegul, se spune. O, mulțumesc, te pup. Și știi ce? Nu mai stau să parchez, că dacă adorm în timp ce parchez, îi dau direct așa. Doar în timp ce parchează. Așa, bun, facem aici dreapta, frumos. Și unde intrăm noi, oare? A, aici. În garaj. Frumos, perfect. Gata, mă, fii atent. La Carrefour am livrat eu. Sau ceva de genul. Bun. Mai în față? Mai. Am adormit. Bravo. Când se descarcă, am adormit. Mamă, nu ce bani, păi, poate-ți fură aia din remorcă, bă, când dorme acum. Doamne, ia mă. Crezi că se practică, gen? Tu știi că chiar e șofer pe tir. Hai, dă-i, zi. Bun. Enter. Gata, nu mai vreau, nu e timp. Că adorm aici. Ia cât îmi dă. Întârziat. Deci am și întârziat, am făcut și toate accidentele. Dar am rămas pe un profit de 3100.
fapt nu chiar, că mi-am mai luat amenzi. Deci vreo 1000 de dolari tot am făcut din cursa asta.